Și rugămintea mea este către colega Zotea să nu încurce o procedură parlamentară cu o procedură SPA. Vă mulțumesc. Dragi colegi, în primul rând ține de bunul simț să nu atacați la persoană. Asta e plenul Parlamentului. Vă fac avertizare. Potrivit regulamentului, domnul Novak, vă rog frumos stenogramă să fie menționat acest lucru. Lucrul ăsta nu se admite. Și cu rugămintea să nu numiți persoane sau fracțiuni, că după aia sunt replicile pe care am dreptul să le dau colegilor. Vă rog frumos, domnul Novak, există norme și limite pe care eu vă rog frumos să le respectăm. Reciproc. Doamna Zotea, în primul rând, vă rog frumos, aveți 3 minute la dispoziție pentru replică. Mulțumesc, domnule președinte. I-aș spune domnului Novak că domnul președinte umblă pe la SPA în Italia și nu-și vede de treaba cetățenilor, în primul rând. Și doi, mie îmi pare rău că la voi în fracțiune nu există oameni profesioniști și mă bucur că aveți o invidie, să zic așa, albă pentru liberali care cunosc mult mai multe domenii. Și nu o să vă atac, fiindcă mi se pare că sunteți o speță prea joasă ca să vă dau o replică personală.